Unde? Găiști. Zi adresa de un buletin. Comuna Cârgul, Ghidiciu, Pătroia Gara. Numărul? Ce număr? Număr? N-avem număr. Asta avem în casă, la fiecare. Da, câți bani ai făcut? Câți bani ai făcut astăzi cu el? Păi acum am venit să mă vadă aici nici o 300.000 de drum, dacă cred că am făcut. Păi și ai venit tocmai de acolo până aici? Da, până aici am venit. Da, doamna mea, un păși frumos. Dar el vorbește, el... Ba da, vorbește și el. Mai... Câți ani are? Are 61. În februarie 61. Și e unchiul? Cine este? E unchiul meu. Și el n-are familie, n-are altă... Copii, soție, n-are pe nimeni? N-a fost căsătorit. Și de ajutor ei de pe urma lui, de handicap? Da. De ce? Nu, mi-a tot. Și pleci cu el așa peste tot ca să faci jos de bani? Bani de bani. Dar pentru ce strângi bani? Pentru ce? Pentru mâncare, să mâncăm. Cum te cheamă pe tine? La Firita Minerva. Și câți ani ai? Da. Câți ani ai? Am făcut 58 în mai. Și zici câte sute ai strâns azi? Da? Câte? 4-4 de tratament, că sunt și bolnavă de epilepsie. Și ai venit cu trenul din Dâmboviță? Da, cu personal. Păi și cum l-ai urcat în tren? Păi că de urcat urcă și el, dar nu cade pe picioarele, că cade, nu cade mult, așa să ceagă mult.